este startul campaniei pentru alegerile locale aici, în sectorul 1, un loc simbolic, în Piața Victoriei, unde sute de mii de oameni s-au adunat pentru a schimba România. Revenim din nou aici, aici, unde democrația a fost apărată de sute de mii de cetățeni. Continuăm această luptă, începe de astăzi campania pentru alegerile locale și alegerile europarlamentare. Viitorul înseamnă Dreapta Unită, viitorul înseamnă continuarea mandatului Clotilde Armand la primăria sectorului 1 și mai ales, și mă adresez celor din sectorul 1, dați-i consiliu pentru ca acest sector să fie nu doar un sector fără hoție din care mafia a fost eliminată, dar un sector care se dezvoltă și devine un element de modernitate al acestei. În România se poate și fără pomeni electorale și fără împrumuturi uriașe și acest lucru l-a demonstrat doamna primar Clotilde Armand. Acum câțiva ani, 2017-2018, eram aici la Girafă, era pe aici în stânga mea. În fața guvernului protestam pentru dreptate, pentru adevăr. Nu, oamenii care au venit aici nu s-au luptat ca să avem ceea ce avem acum în guvern, ceea ce avem acum în multe dintre primăriile din țară, în consiliile județene. Cred că adevărul, dreptatea, cinstea au fost apărate de câțiva oameni. Nicu Șordan, Clotilde Armand, simboluri, au fost simboluri de la început, vor fi în continuare simboluri pentru oamenii cinstiți și educați din țara asta, oamenii care decid să se implice, fie mergând pur și simplu la vot, fie alergând să meargă chiar într-o funcție administrativă, într-o funcție politică. Clotilde este un simbol nu doar pentru cinste, ci pentru curaj, pentru apărarea a ceea ce e, să nu spun neapărat sfânt, dar și asta, dar și ce-i drept, ceea ce e cinstit, ceea ce înseamnă orice altceva decât hoția cu care sectorul 1 a fost obișnuit de la Revoluție încoace.